Recrutau tinere din Moldova, Ucraina și România și le duceau să se prostitueze în Israel. Doi bărbați și două femei de la noi sunt cercetați penal pentru proxenetism. Suspecții au ajuns pe mâna poliției după ce una din potențialele victime i-a denunțat. Potrivit acesteia, una din bănuite venise în salonul ei pentru a-și face manicura și i-ar fi propus să meargă în Israel. Prin urmare, oamenii legii au început investigațiile. După ce i-au identificat pe suspecți la ei acasă, au avut loc percheziții. Acolo au fost depistate mai multe telefoane mobile calculatoare sticuri cu informație dar și înscrisuri de ciornă forțele de ordine au stabilit că moldovenii au și doi complici în Israel Împreună aceștia plasau anunțuri pe internet cu ofertă de muncă. Ulterior, fetele care cădeau de acord erau transportate în Israel, unde se prostituau. Poliția a reușit să anticipeze transportarea a două tinere de 22 și 25 de ani din Republica Moldova. Ulterior s-a constatat că toată afacerea era coordonată de o moldoveancă de 60 de ani. Aceasta și-a recunoscut vina și colaborează cu ancheta. Femeia, dar și ceilalți suspecți cu vârstele cuprinse între 25 și 30 de ani sunt cercetați penal pentru proxenetism. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă ani grei de pușcărie.